Într-un regat îndepărtat și necunoscut, trăiau dată un șobolan pe nume Șoboșel, împreună cu prietenul său, Libărcean cel Îndrăzneț, un gândac de bucătării cu aripi strălucitoare. Cei doi trăiau într-o cotineață mică, dar plină de aventuri și râsete, situată la marginea unei păduri fermecate. În fiecare zi, își petreceau timpul căutând comori ascunse și explorând locuri necunoscute. Într-o zi, în timp ce cercetau o grotă misterioasă, au găsit o hartă veche și prăfuită care promitea comoara pierdută a lui Ratonel, un mare șobolan pirat cunoscut pentru averile sale legendare. Libercian, cu antenele sale vibrante, a analizat harta și a exclamat Șoboșel! Avem nevoie de un GPS pentru asta! Dar pentru moment să ne bazăm pe instinctele noastre. Aventura a început și după zile întregi de mers prin păduri dese, de traversat râuri tumultuoase și de evitat capcane viclene, au ajuns în sfârșit la o peșteră ascunsă sub o cascadă strălucitoare. Intrarea era păzită de o vrăjitoare modernă pe nume Crăcănita Digitală, care stătea pe un scaun de gaming și butona de zor la un laptop. Ce vreți aici? Șoareci de bucătărie?" a întrebat Crăcănita, fără să-și ridice privirea de la ecran. Suntem în căutarea comorii lui Ratonel," Ne lași să trecem, a întrebat politicos șoboșel. Hmm, doar dacă îmi câștigați provocarea Fortnite, a răspuns crăcănita zâmbind malicios. Libercian, cunoscut pentru abilitățile sale de gamer, a acceptat imediat provocarea. După o luptă intensă în care aripile sale sclipitoare au fost de mare ajutor, Libercian a ieșit victorios. Crăcănita, impresionată, le-a permis să treacă, oferindu-le un sfat prețios. În interior veți întâlni șobolanul de aur, pentru a trece de el, trebuie să-i răspundeți la trei întrebări capcană. Intrând în peșteră, Șoboșel și Libercian au dat peste șobolanul de aur un șobolan impunător cu blana aurie și ochi strălucitori. Acesta le-a zâmbit și a spus, pentru a continua, trebuie să răspundeți la următoarele întrebări. Prima întrebare. Ce merge și merge și niciodată nu ajunge? Libercian a răspuns repede, apa râului, desigur. Corect, a răspuns șobolanul de aur. A doua întrebare: Ce este al tău, dar alții îl folosesc mai des decât tine? Șoboșel a zâmbit și a zis: Numele meu. Exact, a răspuns șobolanul de aur. Ultima întrebare: Ce este greu ca o piatră, dar ușor ca un fulg? Libăcean și șoboșel s-au uitat unul la altul și au răspuns în cor: O promisiune! Șobolanul de aur, impresionat de răspunsurile lor, le-a permis să treacă, dezvăluindu-le comoara. Era o ladă plină de aur și bijuterii dar și cu un obiect neobișnuit, un telefon mobil ultimul model. Șoboșel și Libărcean, curioși, au început să exploreze funcțiile telefonului. Printre aplicații, au descoperit una misterioasă numită Portalul Timpului. Fără să stea pe gânduri, au apăsat pe ea și au fost instantaneu transportați într-un oraș modern, plin de lumini și zgomot. Aici au întâlnit-o pe Giganto Şobolanica, o șobolancă uriașă, influencer de succes pe rețelele sociale. Aceasta le-a explicat că în lumea modernă, cele mai mari comori nu sunt aurul și bijuteriile, ci like-urile și followerii. Giganto Șobolanica i-a învățat cum să folosească tehnologia pentru a-și spune povestea și pentru a atrage atenția lumii. În scurt timp, Șoboșel și Libărcian au devenit vedete, cunoscuți pentru aventurile lor extraordinare și pentru sfaturile lor de viață. Într-o zi, în timp ce filmau un vlog despre cum să evadezi din capcanele vrăjitoarelor digitale, Crăcănita digitală a apărut din nou, dar de data aceasta cu o propunere de colaborare. Împreună au creat un canal de streaming care a devenit instant viral, atrăgând milioane de spectatori din întreaga lume. După ce au câștigat popularitate și avere în lumea modernă, Șoboșel și Libercean au decis să se întoarcă în regatul lor, aducând cu ei înțelepciunea și tehnologia descoperite. Au transformat cotineața lor mică într-un centru de inovare, unde șobolanii și gândacii din tot regatul veneau să învețe despre noile tehnologii și să-și împărtășească poveștile. Și astfel regatul lor a prosperat, devenind un loc unde trecutul și prezentul coexistau armonios, iar aventurile lui Șoboșel și Libercean erau povestite și admirate de toți. Morala poveștii, îndrăzneala și prietenia adevărată te pot duce departe, iar în lumea modernă, cu puțină creativitate și un telefon inteligent, poți cuceri orice provocare. Acum, dragilor, nu uitați să dați like, share și subscribe. Dacă nu, crăcănita digitală vă va bloca Wi-Fi-ul și vă va forța să jucați Fortnite pe o conexiune dial-up.